Angajații Direcției Generale a Finanțelor Publice Maramureș au fost prezenți în ultima perioadă la unitățile administrativ-teritoriale din județ pentru inventarierea arieratelor înregistrate de acestea la 31 decembrie 2012, respectiv 28 februarie. Legea le permite să acceseze credite prin trezoreria statului pentru stingerea sau diminuarea unor datorii. Până la data de astăzi, o parte din ele au încheiat formalitățile pentru accesarea creditelor. Operațiunea este în curs, de altfel și colegii de la activitatea de inspecție fiscală audit din cadrul direcției noastre sunt la aceste unități teritoriale unde analizează posibilitățile și condițiile concrete de accesare a creditelor. Informațiile au fost furnizate de reprezentantul Direcției Generale a Finanțelor Publice Maramureș ieri, atunci când a prezentat și lista primăriilor interesate. Până la data de astăzi sunt 5 primării cu un credit total de 4.144.000 lei. Ele sunt primăriile orașului Tăuzmegăreuș, ale comunelor Strâmtura, Călinești și Budești, precum și orașul Târgu Lăpuș. Până când pot accesa creditele primării? Până la sfârșitul lunii martie. Ce se întâmplă dacă nu vor accesa acele credite? Dacă nu vor accesa acele credite, până în data de 5 aprilie, în jurul datei de 5 aprilie, aceste, dacă nu își achită arieratele în proporția prevăzută de norme legale în vigoare, o să li se blocheze creditele în trezorerii. În 31 decembrie, numărul primăriilor maramureșene care înregistrau arierate era de 34, iar în 28 februarie cifra acestora a crescut la 41.